Activitatea fizică și antrenamentele sportive sunt importante pentru sănătate. După 90 ore la serviciu, puțin dintre noi mai au totuși energie pentru sport. Cum ne putem menține totuși în formă, discutăm cu dr. Alin Popescu, medic specialist în medicina sportivă. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Care este cel mai bun moment al zilei pentru exerciții fizice? Idealul ar fi dimineață undeva între 9 și 12 după amiază între 16.30 30 și 9 19, 19 30, în schimb în ritmul uh, actual de viață uh, mi-e greu pentru sportivii non amatori să mai vorbesc de cel mai bun moment al zilei e bine să se facă mișcare fizică zilnic. Uh, cel mai frecvent momentele optime în care în general fac antrenamente sportive de performanță se suprapun din păcate cu programul de serviciu a marii majorități a oamenilor normali. Și atunci insist pe ideea de a se face exercițiu fizic zilnic, ideal un 30-40 de minute și dacă nu cer prea mult, nu înainte de culcare revin, nu vorbim, nu mai vorbim forțați de împrejurări de momente optime, vorbim de un necesar zinic de mișcare și eventual să nu plasăm înainte de, de culcare. Chiar am câteva exemple, pacienții ai mei care și-au făcut un stil de viață în a merge la uh, sală dimineață înainte de serviciu. Eu consider că dacă se calculează un interval de 10 ore mediu așa de muncă cu, drum, cu în fine, cu tot, tot ce înseamnă uh, timp ocupat. Uh, ar fi un 9-19, 9-18, 9-19, 9-17, uh, pe undeva pe la un 7-7-30 până la 8 și 10 8 și 1 sfert, facem repede un dus și fuga-fuga la serviciu. Cam așa văd eu uh, din punct de vedere practic lucru. Uh, trebuie să mâncăm înainte de antrenament? Înainte de antrenament se recomandă, evident, o masă care trebuie în mod obligatoriu să aibă carbohidrați, uh, glucide, adică dulciuri, da? Numai că ar trebui să terminăm uh, respectiva masă cu cel târziu, două ore înainte de a începe antrenamentul, și aici este o problemă de adaptare pentru că dacă antrenamentul este unul foarte matinal de exemplu nu mai putem încadra corect un mic dejun uh, înaintea lui și atunci probabil recurgem la un iaurt, la un musli, la, o, la un compromis umând ca masa să o luăm la 45-60 de minute după antrenament. În mod normal însă antrenamentul trebuie spațiat două ore, două ore și jumătate înainte fără masă și cam o oră după fără masă. Evident, aceste aspecte trebuie corelate și cu intensitatea antrenamentului. Crampe, cărcei, greutate în articulații, de ce apar? Există foarte multe cauze, mai frecvent sunt o serie întreagă de tulburări electrolitice sau o încălzire ineficientă înainte de, de antrenament. Noi trebuie să vedem antrenamentul. Uh, în afară de ceea ce am vorbit anterior uh, prefațat de o încălzire de câteva minute care trebuie făcută cu atât mai temenii, cu cât temperatura uh, mediului ambient este mai scăzută deci cel mai, rep, uh, cel mai mult ne încălzim iarna când e ger și noi alergăm afară sau facem o altă activitate în aer liber și postfațată de mișcările de stretching extrem de importante, dar din păcate mult neglijate în România, inclusiv la sportivii de performanță. De asemenea, un rol important îl are și hidratarea, care ar trebui să fie o constantă pre, în timpul și post-efort. Ne hidratăm constant, da? cu o sticlă de apă alături mereu. Cu o sticlă de apă sau mai bine cu un lichid de rehidratare care conține pe lângă apă și uh, glucide și zaharuri și uh, uh, ioni, adică ceea ce noi pierdem prin transpirații. Rehidratarea ideală e rehidratarea care îmbină aceste trei elemente, apa ca suport, glucidele ca suport energetic pentru efort și Înlocuirea pierderilor suferite de noi uh, prin transpirație în timpul uh, efortului uh, fizic. Cam cât trebuie să dureze un antrenament pentru o persoană neobișnuită? Pentru o persoană neobișnuită, nu timpul e foarte important, cât intensitatea lui. Timpul, iarăși, din păcate, o spun, e dictat de faptul obiectiv, de, de timpul liber pe care ai la dispoziție pentru antrenament. În mod normal, eu îi recomand 40-45 de minute cu, evident, cu felicitări dacă putem face o extensie către o oră de antrenament. De minim, minim. 4 ori pe săptămână, deși, paranteză, aș prefera 40 de minute de 6 ori pe săptămână. Deci, chiar prefer un interval mai scurt, dar o ritmicitate mai bună. Intensitatea fiind de la mică către medie spre mare, în funcție de vârstă și de uh, condiția fizică în care se află persoana respectivă. Dacă uh, acum ne privesc cu oameni care au o activitate fizică redusă sau inexistentă în momentul de față, eu recomand cu toată responsabilitatea de a începe gradual și de a crește. De la uh, puțin către mult ca intensitate, dar ca timp să înceapă din start cu minim 30 de minute. Deci, avem un timp alocat care rămâne relativ același, urmând ca intensitatea antrenamentului să crească. Iarăși, recomand cu toată seriozitatea, cel puțin pentru perioada de început, să utilizăm un preparator fizic, un antrenor specializat care să ne ghidoneze un pic, pentru că, evident, astfel ne va fi și nouă mai ușor. Ce facem când apare febra musculară? Febra musculară are o întreagă teorie și, probabil, ziua următoare să și găsiți postat pe Hot News un articol despre, despre febra musculară. E un subiect care încă suscită foarte, foarte uh, multe discuții și pentru că acum timpul este limitat, chiar vă recomand să citiți articolul care se întinde pe câteva pagini bune și aștept comentariile aferente. Vă mulțumim foarte mult! Cu mare drag! Numai bine!